Salut! Nu știu dacă azi e ziua mea norocoasă, dar o să vedem imediat. Am mai modificat la momeș și la ace, am băgat și ace pentru pietriș și pentru iarbă. Din ce am înțeles, astea de pe pietriș ar funcționa mai bine pentru speciile astea mici, așa că o să mă orientez pentru pietriș, zona cu pietriș. Momelele ar trebui să funcționeze la fel de bine. Mumelile ar trebui să funcționeze, că sunt pentru pești ăștia mici, dar o să vedem. O să vedem imediat. Mergem tot pe de mod. Mai verific o dată să fiu sigur că am, deci 29 am pierdut până acum. Dăm tot pe multiplayer. Posibil să fie cineva deja multiplayer? Na, nu știu ce arată chestia asta. Bun, să vedem aici lacul. Unde ești? Aici. Așa, setării nu mai băgăm pe timp. Am văzut că seara facem treabă, îi dăm repede pe la 8. De la 8 e destul de întuneric. Așa, să treacă repede. Altceva nu mai am nimic de băgat, de start. Hai să vedem dacă reușesc să iau un boss. Îi dau după ceas, nu după ceas, 10 pești, 10 pești, să încerc să prind 10 pești. După 10 pești ne oprim, mă bag tot în colțul ăsta. Așa, repede în față. 10 pești, numărați. Ia-mă. Îi dăm... Trebuia să fi băgat eu primul ac ăsta de pietriș. Ne orientăm pentru pietriș acum. Avem acul de pietriș. Să vedem ce iese. Pentru pietriș, pietriș. Avem pietriș acolo, o lăsăm. Hai, mă. Nu merge să o las, de ce? Aaa, aceeași prostie. Că îmi dă voie să mă instalez, dar mă lasă departe de... N-are nimic, asta e. Am învățat acum. Așa, las-o jos. Luăm și doiul. Dăm iar cu acul de pietriș. Trebuia să pun acul de pietriș ca primul ac, să mi le ia automat. Dar acum asta e. Așa, las și pe ăsta aici. 3, încerc cu bila aia, vedem dacă iese ceva din ea. Gravel, bila. Acolo aș putea să-mi schimb ordinea la ac. În ce ordine l-am pus. Nu știu dacă ajung până la ea, fără să-mi închidă locul ăsta de pescuit. Ia să vedem, îmi zice ceva? Nu îmi zice. Q, editează. A, dar cred că le închide. Nu, le închide. Le închide că dacă le modific nu mai sunt în ordinea care le-am pus. Lasă așa, n-ar fi nimic. Hai că am pește. Repede, care e? 2-ul. Ia mă, hai că a luat-o repede azi. Să vedem dacă din 10 reușesc să iau un boss. E mic, a venit repede până aici. Bă, dar multă tensiune pe fir. Bun, bun, bun. L-am luat. Mic. O fi boss? Să fie din prima așa boss? E perfect. E roach. E... Ce-am zis că e roach, mă? Babușcă? Roach. Bun, bun, suntem bine. Hai că suntem bine, deci pe zona de pietriș sunt băgați ăștia. Băgăm iar în partea aia. Să fie oare de la ac. Acul să mă ajute să iau pe ăștia mici. O las pe asta repede jos. Și mai aduc și pe... Bă, dar n-am verificat mumeala. Doiul am pus cu aceeași mumeală. Nu, stai că avem aceleași, avem mumele diferite la toate trei. Dar... Doiul e a doua mumeală, mi se pare, nu? Mă, stai mă puțin, că pot să verific. Tab, dăm tab și vedem pe doi. Avem mumeală Brad Punch. Brad Punch. Vierme măcinat, firimituri de pâine, da? Avem la doi. Să încerc cu firimituri de pâine atunci? Hai mă, doar unul. A, și acum sunt pe nămol, nu e bine. Iau din nou mână. Și lângă mine am nămol. Deci în larg trebuie să dau.
Am luat-o iar, care? Tot doiul? Care nu? Unu acum. Bun, hai că încerc să tragă mai des. Nu aștept 30 de secunde și deja vine! Bun. Iar scârție rotița la mouse. Asta parcă nu e mic. Sau e mic? Vine repede și asta. Nu, e mic. Exact ce-mi trebuie. Hai mă. Păi dacă sunt așa mici, 10 iau imediat. Să vedem dacă iau un boss în 10 pești. Sau poate nu iau niciun boss. Sau poate nu iau niciun boss, e și varianta asta. Credeam că dacă sunt atâția boși pe care nu i-am prins, 0 boși, n-am prins niciun boss până acum pe la acolo ăsta, credeam că o să am șanse mai mari să iau. Dar nu prea. Nu prea sunt. Gata mă, mi-a dat și pe ăsta. E plătică, bream. Parcă era și boss cu bream. E bream și atât. Nu e boss. Bun, o aruncăm repede. Dar încercăm cu ăstea. Pentru că la 2 am văzut că a sărit roaci. Bine că uitați, mi-a rămas setat cu boșii din lacul de dinainte, presa de munte, bravo. Am boss și pe Bream și pe... A luat-o doiul. Hai că e bine. Am boss și pe Bream și pe Biban, pe Perci și pe Tench, pe Lin. Deci am o grămadă de boși din fiecare specie, cred. Din fiecare specie de asta mică. Așa că nu contează. Nu trebuia să mă mai orientez cu momeala pentru roaci. Cu cât că nu poți să iei exact ce vrei să iei. Ce specie vrei să iei. Ai șanse la toate speciile cu momeală, dar zic că ar fi șanse mai mari să iau din speciile mici cu ce folosesc acum. Să vedem cât e de adevărat. Posibil cu acul ăsta de pietriș să meargă mai bine. Hai mă! Bă, tensiune! Hai că l-a luat. Când văd tensiunea aia mare pe fir... Încă unul? Perfect! Ăsta e boss? Nu. Bun, care mai era? Decât unul e pe lac? Decât unul e pe lac și avem 3 pești până acum? Merge treaba repede. Posibil să nu fie destul în 10 pești. Să termin 10 pești foarte repede. Dar asta e regula, 10 pești, la 10 pești mă opresc. Indiferent de cât de mult aș sta. L-am luat repede și pe ăsta, mă. Cât am, mă, 3 pești? Păi merge bine, mă, azi. Azi iau mai repede. Asta e mare, mă. E roșioară, roșioară nu, babușca am zis că e roaci. Roaci, e babușca, nu? E măricel și ăsta. Bun. Aruncă repede iar. Stai, mă, 4 pești prinși. Încă 6 și gata, din 6 pești, să nu iau niciun boss. Las-o acolo. 1 și 2, avem și la 2. Deci a luat-o imediat, mă, babușca, cu ăstea. Imediat a luat-o babușca, să mai dau mai îndreapta. Cât de departe, cât de departe e pietriș, mai aproape de mal e nămol. În tensiune mai mare. Aia, mai departe, nu e nămol, mă, nu e pietriș, e și nămol. Trebuie să dau de pietriș dacă o trag încet. Sau poate că nu? Nu? Pleacă, mă, că nu te cred. Înseamnă că în zona asta e mai mult pietriș decât în partea cealaltă. A luat-o, hai, a luat-o, hai, pun-o repede jos, pun-o repede jos. Hai, hai, hai. Las-o, am las-o tot în nămol. N-are nimic, o așez apoi. După ce îl iau pe ăsta. Hai să vedem ce e și ăsta. Nu, 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 nu. Posibil să fie mai mare asta. Crap ceva. Mă, acum dacă iau din speciile astea mai mari, un crap, un somn, nu e problemă. Boss să fie, în 10 pești. Eu speram să iau pe ăștia mici, că toți sunt setat pentru ei, dar nu mă supăr dacă vine un boss de ăsta mai mare. Important e să iau ceva. În 10 pești. Un boss. De preferat un boss. Nu, că ăsta încearcă să urce pe castel. Du-te, du-te, că n-ai unde să pleci. 35 de metri ăla e limita. 36 cred că e exact la margine acolo. Nu reușesc să le iau spre mine. Vine pe dreapta, e cum mă orientez și o să mă dau după el. Poate mă ajută la ceva. Ăsta ori e boss, ori e mare. A luat-o mă și cealaltă. Uite mă că a fost pe nămol și a luat-o și aia. Deci merge și pe nămol. Merge și pe pietriș. Da, m-a zis bine, azi sunt bine. Față de ieri.
Dar sunt super bine, mă. Avem activitate. L-am luat și pe ăsta repede, nu e boss, dar e mare, e un crab. 10 kg sau peste 10 kg? 15 kg? E mare, e mare. Crab cum, 10 kg, ia repede, ia repede. 2, 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 2. Ia-l! Ia-l! Deci a luat-o și pe nămol. Încerc să cred că nu mai contează unde le arunc. Opa! Păi stai, mă! Ce face? Piuie? Că n-am nicio unde. Asta piuie? Vreun defect de la joc? O eroare? Făcea gălăgie și o avem în mână. Că unul n-are cum să fie. Trebuie să o arunc eu ca să, să o pună ca fiind în, în apă băgată. Hai, mă, ieși tu mai repede. Cam mult, nu mă joc prea mult cu el. Se ține tensiunea prea mult pe roșu. Dacă le iau așa ușurel, încep să cred că nu prind niciun boss. Mă apropii de 10 și n-am niciun boss. N-am apucat să bag 3-ul, unde e cu bila. O lua ceva cu bila? Că tot pentru specii mici. Adică, nu zic neapărat că e pentru specii mici. Aia, dar e mică. În dimensiuni. Momeala aia. Și avem aici... Bă, dar ce mișto arată ăștia, mă! Culorile astea așa... puse întâmplător. Îmi place cum arată. Da, e crap colorat, arată mișto. Bun, hai să dau repede și cu ăsta. Aruncăm. Câți am? 6, încă 4. Încă 4 și... A, las-o pe acolo, nu mai contează. Acum încep să cred că merge și cu... cu momeala și cu acul de petriș pe nămol pusă. Văd că trage. Bă, dar nu pe toate, mă, pe nămol. Așa, las-o pe petriș. 3, mă, hai să vedem ce mi-aduce 3. 3 avem, da, acul pus și biluța pusă, da? Cum zice la asta? Tuna, maș, boil, 1 mm, da, mă, e mică. E mică momeala, trebuie să sară. Ăștia mici. Tot, bă, dar ieri dădeam numai prin pietriș, acum o dau pe nămol. Numai cum nu e bine, o bag în apă. Și acum am timp să aștept, mă? S-au calmat, gata? 6 pești. Să le mai iau o mână, să le mai trag puțin. Poate mă ajută cu ceva. O să-mi jos. Luăm pe 1. Gata, mă, băi, deci nu cred. Doar am mișcat-o puțin și gata, a venit la aia. Băi, fii atent care efect când miști, când miști momeala, mă. A văzut-o că se mișcă, pac, pe ea. Băi, să nu rupi. A luat-o și unul? Sau e 3-ul? Bă, sunt curios ce iau la 3, mă. Cu bila aia. Nu, e unul ăsta. Că pe unul l-a mișcat, nu? Nu, e 3-ul. E 3-ul, gata, perfect. Dacă ajung și la 3, ar fi super tare. Dacă ajung să nu scape. Hai, mă, să vedem ce iau la 3. Ăsta e iar mare. Sunt pregătit pentru peștii ăștia mici și tot ce e peste 10 kg, deja mă chinuie. Nu pot să-l trag așa ușor. Nici firul nu mă ajută că pune tensiune prea repede pe el. Nici molineta nu mă ajută că nu e pentru tragere de asta, pentru putere, pentru peștii ăștia mici ca să-i tragă repede. Sau cel puțin așa am înțeles eu din ce am citit pe acolo. Acum nu știu cât de bine am înțeles eu. Hai, mă, că vreau să văd ce e la 3, ce mi-a adus biluța aia. Hai, dă-l repede, dă-l repede. O fi boss ăsta? Hai, mă, boss? Nici nu mai contează ce e 3-ul dacă e ăsta boss. Haide, hai da! Și avem iar crap. Nu e boss ăsta, nu pare să fie boss. 10 kg, da, mă? Ce e peste 10 kg sau 10 kg, mă chinuie să-l... Wow, s-a dus ăsta! Ăsta e boss-ul, ăsta e boss-ul. Cât are, mă, 74 de metri? Când ai zburat, mă, până acolo? 76 se duce. 77. Nu cred, ăsta pleacă. Ăsta e boss. Avem un boss. Până 10 pești, nu? Are băiatul boss-ul. Îl iau, mă? Nu, mă joc cu tensiunea și nu e bine. Nu e bine, lasă-l ușor. Vine el până la urmă.
Câte muscai ai ele? Peștele numărul 9. Și mă încadrez în 10 pești, cu boss prins în 10 pești. Ar fi super tare. Să fie somn, oare? Băi, mi-a dat somn, mă? Sau să fie... Vine spre mine? 78? Vine, hai că l-am păcălit. Vine, gata. Vine cam repede. Posibil să nu fie chiar mare. Dar o fi boss. E boss, mă? Vine cam repede înapoi. Să vezi că nu e boss. Bă, să vezi că nu e boss, că vine cam repede. Ia. Mi-l dă imediat. Opa, l-a dat, mă, nu e boss. Nu e boss. Hai, mă, chiar așa nu e boss. Nu, e un crab de ăsta mare, nu e boss. Nu e boss, bă. Băi, și mă bucuram degeaba. Cât mai am, mai am o șansă? 8. A, era 8. Ăsta, deci mai am 2 pești. Mi-a dat crab ăsta. Un crab mare, dar nu chiar mare, mi-au dat pești mai mari celelalte mumeli. Încercăm și cu asta. Văd că bila mi-a fost de folos, prea mare. Bă, dar niciun circuleț, mă, nici o săritură, nimic. Unde să mă mai orientez eu cu aruncat? Tot în partea asta? Bă, din 10 pești, mă, să nu iau. Chiar mă gândeam că l-am luat pe ăsta când l-am văzut așa băgat în larg, am zis, bă, boss-i ăsta. Și venea și greu. Bine, venea greu la început, după aia s-a calmat imediat. Așa, doiul. Hai să dăm și cu doi pe unde să-l mai bag și pe ăsta. Băgăm pe lângă, e, pe partea aia, poate. Poate sare ceva. La ea, tot nămul. A luat-o treiul, gata, las-o jos, treiul. Treiul, hai. 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 E mic, e mic, nu-i problemă că e mic. Asta să fie boss. Ia uite. Nici nu mai trag de fir. Opa, gata, l-am luat. Și avem un Bibanu! Dar nu e boss, pare mic. Biban și atât. Recordul 2.15 parcă, mi-aduc aminte. Când am vrut eu să prind Biban. Recordul e de 2.15. Și suntem pe ultimul pește pe care să-l prind. Ăla e, gata. Hai. Doiul. Îl iau. Ăsta să fie bossul. Să fie ultimul bossul, parcă știu și ei. Simte că am eu nevoie acum de un boss. La al 10 la pește. Băi, să fie boss. Sau măcar un crab de ăsta colorat. De ăsta care se vede mișto așa. Măcar atâta dacă... Să nu mă mai supăr așa tare. Mă mai calmez de la culorile alea. Combinate frumos. E boss, mă? Mă ține suspans că nu vine repede. Dar ar fi prea de tot să fie boss. Nu știu, mi-ar plăcea mie. Hai, măcar crab colorat dacă nu boss. Nu reușesc să văd ce e. Sare, mă, ce? Ce avem noi aici? Ia, nu e, mă. Boss nu e, e un crab și e crab de la normal. Da. Da, mă, asta e. N-a fost ziua mea norocoasă astăzi. Nici astăzi, bă, și îți trăgea unul după altul. Avem 10, ăștia sunt 10 pești. Bun. O să mă mai orientez eu cu momelile, trebuie să mă mai ui pe aici, să mai... Poate îmi schimb și firul cu undița. Bine că nu o să dau departe cu undița, nu cred că am nevoie de o altă undiță. Eu am crezut că asta ar fi destul de bună. Firul, aș putea să schimb firul. Firul aș putea să-l schimb. Nu știu dacă o să mă ajute, dar aș putea să-l schimb. Poate mi-e mai ușor la ăștia mari, că văd că dau și ei. Mă mai uit la momeli, poate mă ajută alte momeli. La când e să tragă, trage cu orice, nu contează. Da. Ce am putut să mai văd? Recordul, mă, mai e 2.15 sau am reușit să prind? Nu, mă, tot 2.15 recordul de...
Dar la asta, mă, la Lina am luat eu 6.50 sau 6.45 parcă. Dacă mi-am amintesc bine. Am luat eu și mă gândeam, bă, am depășit recordul la ăsta. Dar văd că nu l-am memorat. Sau poate am memorat eu greșit și e doar 6.40 și cine știe ce. Am eu impresia că am văzut. Da, poate am mai mult noroc mâine, nu știu. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem mâine. Pa!